Așa mă bucur când în momentul în care mă apuc să fac o rețetă nouă și simt că o să iasă ceva bine, am inspirația de a lua camera și de a o filma. Așa am făcut și acum cu rețeta asta de pizza, pentru că a ieșit extraordinară. Zici că le simt, zici că simt ce o să iasă dinainte. Iau camera și filmez, după care montez toată rețeta și vă arăt vouă aici. Rețeta de blat nu este în acest vlog, este în vlogul celălalt în care v-am arătat cum fac pizza. Practic a fost același blat. Am împărțit blatul atunci, așa cum v-am spus, în 6 parcă bile egale și le-am pus la congelator. Iar aceasta a fost ultima bilă, ultimul mohican, ultima bilă de blat de aluat din care am făcut pizza asta extraordinară. Așa că dacă vreți să găsiți și rețeta pentru blat, o găsiți în vlogul în care v-am prezentat primele pizza pe care le-am făcut eu. Și hai să trecem la treabă, să vă arăt extraordinaritatea asta de pizza. Bun, așadar am luat o bilă din congelator, am lăsat-o să se dezghețe singură. Și am modelat-o cu făină, efectiv, ca orice blat de pizza, până am ajuns la grosimea care îmi trebuia. Am pus blatul pe tava de pizza, l-am pus direct, nu am uns tava cu absolut nimic. Sunt tăvile acelea perforate pe care vi le-am arătat și vlogul trecut. Tăvile le-am luat din Kaufland, dar sunt sigură că găsiți în multe magazine, chiar și online. Aveți grijă la grosimea blatului, pentru că dacă este mult prea gros, nu o să se coacă ca lumea pizza. Am făcut o bază pentru pizza asta foarte interesantă, pe care n-am mai făcut-o până acum. Am ras câțiva căței de usturoi și am topit niște unt și efectiv am uns blatul la început cu amestecul ăsta. Cred că 4 căței de usturoi am folosit, cam așa. Am găsit sosul ăsta de roșii, efectiv sunt roșii tocate, l-am găsit la Lidl în ziua în care m-am dus să iau brânzeturile pentru pizza și mi s-a părut foarte tare, sunt efectiv roșii și atât. Am pus condimente în sosul de roșii, rozmarin, busuioc mi se pare și piripiri, semințe de ardei picant. Și am uns blatul cu o parte din sosul ăsta de roșii, iar cealaltă parte, cam 80% din el, a rămas pentru toppingul de final. L-am folosit în loc de ketchup. Am pus brânză maturată întâi peste pizza, apoi baby spanac proaspăt. Mozzarella, am pus o bilă întreagă de mozzarella tăiată destul de gros. Și somon proaspăt. Nu m-am zgârcit absolut deloc cu somonul, am pus tot ce am avut în frigider. Am băgat-o la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, 10 minute și a ieșit minunăția asta. Mamă, tu vezi cum arată? Capul meu de artă, am dat o pizza așa. V-am arătat reacția din filmarea originală, pentru că a fost ceva, mirosea într-un fel și uitați-vă cum a putut să arate pizza asta și extraordinar de bună la gust. Încercați-o și aștept fotografii cu ce v-a ieșit. Ciao!